Am revenit, dragi prieteni, suntem pe 98,3 București, FM, expresii și expresivitate. Eu sunt Alexandru Agarici lângă mine am o superbă doamnă, Sonia Argint Ionescu. Mulțumesc frumos că ai venit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș fi zis, this be is bezaubernd schön. Oh my God, das klingt aber fabelhaft, danke Nu, adică hai să nu dăm prea tare, că e tot ce știu eu, nu? Dacă am cântat puțin Traducem. din Zauberflöte... flöte. Traducem? fă traducerea, că eu nu prea știu Asta ce am zis. Această imagine este foarte frumoasă. No, e, 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 începutul ariei din... din uh, Flautul fermecat, nu fermentat, cum se făceau glumițe prin culise, da, la operă, nu așa se spune. Ce mai faci? Puf, Întreabă ce nu fac. De ce nu faci? Uh, Sau n-ai voie să spui? <laughs> am voie, nu. Fac o grămadă de lucruri. Mi se pare câteodată că fac atât de multe că nu mai am timp pentru mine. Uh, alerg între televiziune, uh, site care mi-ocupă destul de mult timp pentru că este al meu, este copilașul meu și vreau să-i acord foarte, foarte multă atenție. Între copii și soți uh, pe care încerc să nu-i neglijez că ar fi păcat. Pui, ce mai fac? Mă încerc să mai fac și niște sport, încerc să mă mai duc și la coafor, că până la urmă, în cazul meu, astea sunt parte din job description. Coaforul, nu? De fapt, da, normal. Înțeleg, nu așa o frumoase frumoasă evident. ele. <laughs> um, cu ce începem? E probabil că cei care ne ascultă, o parte din ei știu, o parte poate vor să afle lucruri despre tine. Dacă ar fi să spui câteva lucruri care te caracterizează, punctul de plecare al tău, undeva lucrurile esențiale ale tale, care ar fi? Primul și cel mai important este cu siguranță limba germană. Dacă, de, unde o știi? de la școală. Dacă nu aș fi știut limba germană, nu aș fi ajuns probabil în televiziune și nu aș fi avut multe din realizările mele pe plan profesional. Practic, eu am făcut școala germană, asta înseamnă că toate materiile mele au fost predate în limba germană, a fost un fel de uh, limbă maternă. Am urmat după aia cursurile uh, Universității București, Facultății de Limbi Străine uh, Germanistică Tot, și Spaniolă, așa. Uh, și am ajuns la televiziunea română în clasa 12-a, la uh, emisiunea în limba germană și practic de acolo a început totul. Ok, și a fost un noroc sau ghinion? Cred că a fost. Cred că așa a fost să fie. Așa a fost să fie. A, așa a fost să fie și cred că a fost un lucru bun pentru că mi s-a potrivit. A venit cumva așa firesc pe un fel de a fi al meu. Probabil dacă ar fi venit vreo propunere să fac o emisiune de divertisment, nu ar fi fost același lucru pentru că eu nu cred că sunt un om de divertisment. Ce ar avea oare în plus un nume de divertisment? Sau ce consider că. Ai, ar trebui să ai tu un plus pentru a fi un om de divertisment. Cred că ar trebui să am un umor pe care să-l pot transpune pe cameră. Eu am umor, chiar din plin, zic eu, dar nu știu dacă este cel bun pentru televiziune. Da, nici eu. Mă întreb și eu dacă umorul meu e bun pentru radio, dar o să aflăm. O să aflăm. aflăm. absolut, absolut. Uh, ulterior, după limba germană, aș spune că. Familia este un punct de referință în ceea ce mă privește, pentru că atât în copilărie, cât și acum ca adult cu propria mea familie, ea este cumva așa un punct de, de sprijin și a fost și este un punct de sprijin, este practic, cred că cel mai important lucru din viața mea, fără de care nu aș fi ceea ce sunt, fără de care probabil că nu aș avea încrederea pe care o am în mine familia mie îmi dă siguranța de care am nevoie pentru a face multe din lucrurile pe care le fac. Familia? Limba, limba, germană, limba germană, familia. Uh, sportul. Ce sport faci? Păi, alerg. Am alergat <laughs> deja la trei semimaratoane. Uh, fac yoga, fac pilates. Nu sunt sportivă de performanță, cu toate că... <laughs> okay, Toate. a fost o fază extrem de simpatică. Acum mulți ani eram cu soțul meu la sală și a apărut o tipă care era o colegă de-a lui din, din liceu și zice, te rog frumos, spunem cine este soția ta, pentru că o știu sigur, este cumva o sportivă de performanță. <laughs> și nu, nu, nu sunt o sportivă de performanță, dar practic diverse forme de sport de la 16 ani și o metodă prin care îmi păstrez echilibru. Echilibru psihic. Okay, okay. Și echilibrul emo emoțional, pentru că sunt multe momente în viață, când ești foarte agitat, uite cum sunt eu acum, când uh, <laughs> ai foarte multe pe cap și sportul te ajută să te liniștești, să-ți pui în ordine Să Oprești gândurile. viteza. Uh, da, chiar dacă facem viteză ceva, uh, oprești viteza din, uh, din minte. Dacă n-ai fi făcut televiziune, ce ai fi făcut? Cred că aș fi fost o profesoară de limba germană excepțională. Predai cuiva, am, înveți pe cineva germană. Am făcut chestia asta într-o perioadă a vieții mele sub formă de meditații. Așa. Și eram destul de priceput, adică elevii mei, să zic așa, deveneau cei mai buni din clasă sau din anul lor de în familie înveți germană. Asta este un subiect sensibil pentru că Hai, e, uite. Aha, este a un subiect a butonul. da, da. Fimul cel mare merge la școala germană. Cât ani are? A făcut 14 ani mulțumesc. pe 2 martie. mulțumesc. Deci merge la școala germană și în mod normal eu ar trebui să fac cu el, să vorbesc cu el limba germană. Dar din comoditate, din lipsă de timp, din n motive, nu fac acest lucru și mi e rușine că nu-l fac. Okay. Și probabil că la un moment dat o să-mi reproșeze el sau o să-mi reproșez eu că n-am făcut lucrul ăsta. Dar se mai întâmplă. Cum e să te menții în televiziune? E o, e o profesie despre care se vorbește enorm și de foarte multe ori se vorbește pe lângă. Cel care face televiziunea știe că dă anumite lucruri, dă informațiile, mm -hmm. se vede o o foaie de ceapă, dar nu cea mai profundă. Cum e să te reinventezi? Cum e să vii totdeauna fresh, să fii totdeauna Sonia aia care zâmbește și e uh, surprinzătoare și... Pro... Habar n-am... Emisiunile mele nu e nevoie să fiu foarte surprinzătoare pentru că emisiunea în Limba Germană este o emisiune uh, de tip știri care, practic, prezintă actualitatea minorității germane din România, iar emisiunea Vreau să fiu sănătos este o emisiune medicală, de sănătate, în care discutăm despre tot ce este nou în domeniul sănătății, oferim tot felul de sfaturi pentru cei care, se, care ne urmăresc pentru a-și îmbunătăți viața. Nu știu dacă mă solicită din punct de vedere a reinventării. În schimb, în ambele ipostaze, Fac lucruri care îmi sunt foarte naturale. Le fac absolut firesc. Care Pentru exemplu? mine, păi, limba germană este. Ok, o știi. Da, o știu. Sunt ancorată la această realitate. În ceea ce privește sănătatea, practic sport. am grijă la ce mănânc. Este, este o preocupare pe care o am în mod constant și în viața mea de zi cu zi. Deci, practic, tot ce fac eu este să stau de vorbă cu niște specialiști și să încerc să scot de la ei informațiile utile și pentru mine, pentru că mă gândesc, uite așa, dacă mie îmi folosește ceea ce îmi spune omul respectiv, înseamnă că le folosește și celor de acasă. Am înțeles, deci tu faci un fel de cercetare de piață, strângi informațiile, pui cap la cap și oferi o poveste, oferi un ghidaj celor care te urmăresc. Exact, împreună cu echipa emisiunii, desigur, pentru că nu aș putea să fac așa ceva, sigur. Avem un producător, și... avem o echipă de redactori care realizează o parte dintre reportaje, la o parte dintre ele mă duc și eu și stau în cabinet alături de medic. De exemplu, la, pentru prima ediție de Vreau să fiu sănătos din acest sezon, am fost și m-am testat de alergii. Și așa. am fost la doctor, mi-a făcut testele patch și PRIC uh, și am constatat că nu sunt alergică la nimic, sunt foarte sănătoasă. Wow, ești norocos. Eu, la mine trebuie să fac un pic listă cu ce nu sunt uh, alergic. Iar asta... Recomand o vizită la alergolog. Dar reveni așa. la ce spuneai de televiziune. Da. Pentru mine televiziunea este o situație, să zic așa, în care așa. am ajuns pur întâmplător, pe care nu da. am căutat-o. În continuare o fac și am aleg să fiu acolo pentru că acele două producții fac parte din interesul meu. Dacă de mâine nu mai este nevoie de aceste două producții, eu nu am o problemă să renunț la televizor. Eu nu sunt, nu sunt un om achtiat după aparițiile la televizor. Nu-mi doresc notorietatea aceea bă, fabuloasă, deci chiar sunt niște lucruri pe care le fac doar atâta timp cât le fac my way. Dacă hai să nu vedem, le mai fac my way, nu mai vreau. Hai să vedem ce se întâmplă dacă uh, această activitatea ta de televiziune, să spunem, trece pe într-un plan secund sau ce s-ar întâmpla dacă s-ar întrerupe sau ai găsi alte direcții, dar asta după ce ne vom bucura de o melodie minunată. Ai vreo preferință? A white Snake? Is this love? Nu știu. Asta mi-a venit acum. Ia să vedem dacă avem parte de această melodie. Dragi prieteni, am revenit expresii și expresivitate cu Sonia Argint Ionescu. Eu sunt Alexandru Agarici și continuăm căutările prin viața ta. Sigur. Uh, Dur? Dur. Uh, adică. Ai mă <laughs> Tra Traducând. Te traducând spiritul acestui proiect al tău, la care face, nu? Ești un om care face, implementează? Da. Constant învăț și ceea ce învăț implementez în viața mea și cumva unii oameni specialiști în, în, partea văzută a oamenilor care vor să intre în contact cu un public mai larg, au văzut chestia asta la mine. Eu nu văzusem acest, această latură îmi imaginam altceva. Vorbim despre agenție de branding, uh, care, la care m-am dus la un moment dat, după ce eu aveam deja 2 ani de experiență de blogging. Și am spus, ok, vreau mai mult, simt că pot mai mult. Ce pot eu să fac? Ce pot să inventez? Ca să fie un concept așa cumva închegat. Așa. Și m-au analizat și mi-au spus, băi, deci tu faci atât de multe, știi atât de multe. Asta trebuie să dai mai departe oamenilor. Soluții, soluții la probleme. Despre asta este doar uh, e o publicație online uh, care oferă solution journalism, adică pe, pe sănătate, pe frumusețe, pe familie, pe relații, pe casă, you name it. Așa? Găsești soluții. Nu, e o provocare asta să ai soluții din toate 360 de grade, oare nu sunt greu de găsit, oare oamenii se nu se pierd în? în Astfel de chestie Dar noi toți avem multe uh, multe interese în viața noastră de zi cu zi. Cu toții avem o relație uh, sau nu avem o relație și ne dorim o relație. Sau două sau, sau două, unii au mai multe, eu știu. Uh, femeile. Eu nu cred că e femeie care să nu fie preocupată uh, măcar o dată în viața ei de felul în care îi stă părul. Uh, o dată sau pe oră. O Viața Am fost așa, m-am -am dus la extreme uh, Cu toții avem o casă în care locuim și în care vrem să ne simțim mai bine, adică sunt lucruri uh, absolut firești despre care vorbesc nu, nu vorbesc din cărți Nu vorbesc despre nu știu, nu vă fac uh, fizică mm. Nu vorbesc despre fizică Dai soluții, nu? Da de putem, putem găsi lucruri uh, Spune-te rog frumos, uite mie a, a. spune mie să mă uit uh, De ce m-aș uita? Voi afla pui lucruri, habar n-am, eu pentru viața mea, ce, ce aș putea căuta acolo? Uite, dacă vrei să te apuci să alergi. Vreau să mă apuc să alerg, ok. Găsește articol, cum să mă apuc să alerg. Ghid pentru începători. Ce echipament am nevoie, cum să fac primii pași, ce să aștept de la mine, ce rezultate să aștept inițial. Și acolo zice, de exemplu, și pe cine să chem salvarea, număr de salvare să mă ia după primii kilometri? Nu, pentru că nu trebuie să chem salvarea, no. nu trebuie să ajung să chem salvarea, trebuie să alergi fix atât cât simți că poți la început. Și Bun. cu pași mici să să mergi mai departe, văd acum este un curent teribil de oameni uh, trecuți de 30 de ani, trecuți de 35 chiar spre 40 de ani care vor să se apuce brusc să facă sport și își propun cât un țel din ăsta, la anul alerg semi maraton. un semimaraton înseamnă 22, nu știu câți kilometri, este o distanță foarte lungă, este un efort fizic considerabil un om care nu a făcut sport până în acel moment al vieții lui este inconștient dacă își, face, își propune astfel de țeluri. Dragă Sonia, o să spun o chestie. Ai dreptate. Știu. Am un prieten pe care eu îl admir extrem de tare. Era dolo. Acum un an și jumătate era dolo. Uh -huh. A alergat maratonul după D un an de zile. E, dar, așa cum spuneai tu, e o excepție. Nu cred că lucrul ăsta se poate face uh, în mod obișnuit. Cred că oameni de genul ăsta sunt cumva ieșiți din tipare. Nu ar trebui să ne propunem acest lucru uh, și găsesc cumva undeva sămânța entuziasmului să fac chestia asta, sămânța de plăcere de a zice, wow, mă duc mine și -mi iau, uite, tenis îmi iau, uite, uh, tenie și îmi iau un training și uh, găsesc lucrul ăsta, plăcerea asta la tine în, în articol? Da. Dată de cine? de mine, de experiența mea. Wow! Tu? Pentru, pentru că eu așa am început. Eu la 16 sau 17 ani trebuia să slăbesc. Eram model. Și trebuia să dau jos 2-3 kg. Pentru acea activitate asta era, asta se cereau, okay. anumite standarde. Și am început să mănânc mai puțin. Orice puneam în gură. Apă, dacă beam, greșam. Absolut. Și atunci, ok, mă apuc de sport și am început să alerg și m-am dus în parc, în Herăstrău și mi-aduc aminte, deci mi-aduc aminte ca și când ar fi fost ieri, cum am alergat 2 km și după 2 km simțeam cum tot capul îmi ia foc și ca aș fi sărit în lacul ăla în Herăstrău și la contactul cu apa ar fi sfurit, așa și după acea prima experiență mi-am dat seama că nu trebuie să aștept de la mine din prima să alerg o tură de herăstrău, adică 6 km. Este absurd. Și am luat-o așa, ușor, ușor, pas cu pas. Iar asta este ceea ce le transmit și eu mai departe celor care vor să se apuce, de exemplu, de alergat. Și revenind la ce spuneai tu, oricine poate să alerge un maraton dacă își propune. Nu Dar este, nu este nimic, nu, nu e nimic deosebit. Ai ambiție, te antrenezi, reușești într-un an de zile să alergi un maraton. Dar scopul sportului nu este să-l practici timp de un an sau doi sau cinci pentru a dovedi ceva. Scopul mișcării este să-ți asiguri o calitate a vieții, o sănătate pe termen lung. Uh, trebuie să practici diverse forme de mișcare toată viața. Tu dacă faci ceva și te obosești, te consumi, la un moment dat o să, o să ți se ia. Și, și dacă o să nu îți place, dacă uite, aperez la blogul tău și zic în felul următor, uite am alergat și nu îmi place. Vreau okay. altceva, găsesc altă alternativă. Cum să nu? Îți recomand yoga sau îți recomand pilates, pentru că și bărbații fac pilates și le prinde foarte bine. Îți recomand interval training, care este un... Ce la? Interval training, este un, o formă de antrenament uh, care alternează mișcările cardio cu mișcările de forță. Îți crești ritmul cardiac și după aia îl, îl scazi și cumva stimulezi arderea grăsimilor. Bun, cumva văd eu cum apuc eu să dau din mânuțe și din oscioare, dar știu că acolo contează foarte tare și ce bag în gură. Tot timpul Af contează. Îmi zici ceva și cu... Spun și despre alimentație. Eu sunt adepta echilibrului. Adică... Nu sunt vegetariană, nu elimin nimic din alimentația mea. Dar cu toții știm acea piramidă, cunoaștem acea piramidă alimentară? Da, nu o cunoaștem. O cunoaștem? Da. O ne... Noi este o cunoaștem, este... da. Este piramida alimentară care ne spune că la bază uh, ai cerealele, uh, alimentele astea care sunt de bază și pe care trebuie să le consum într-o proporție mare. Uh, legumele și fructele. Și cumva uh, cantitatea de alimente pe care trebuie să le consum mai puțin. Uh, cre... Merge să așa, către... că nu știu cum să-ți explic. Deci, cu cât pănești mai puțin din zahăr, de exemplu, se duce în vârful piramidei și astea sunt chestiile Aha, pe care nu trebuie să le mănânci. E piramida alimentară, căutați-o, este pe deci internet, la tine pe doer.ro dau piramida alimentară și tu... și pe asta. Tu cu mânuța ta îmi vei explica acolo și am să înțeleg, nu? Nu explic eu. Sunt explicații tu care vin de la spe, de la specialiști, eu doar transmit informația. Am înțeles. Dar alimentația, eu cred că trebuie să fie una echilibrată. Sunt niște lucruri așa de bun simți, mi se pare, pe care parcă le uităm. Dar știm din copilărie că trebuie să mâncăm fructe și legume crude. E, da, știm că trebuie să mâncăm fructe și legume, dar nu ne place să mâncăm fructe și e, legume. Nu ne place, ce e verde, ne place, că sunt foarte bune. Da, bine, sunt bune. Nu că mie îmi plac, dar sunt, sunt o care nu prea știm mănâncă. Știm cu toții că zahărul nu este bun. Doamne, deci mi-aduc aminte în copilărie. Nu e sănătos spune... că bun e? Bă, da, corect, că nu-i sănătos, că bun e. Uh, mi aduc aminte, cum îmi spunea nu mai, nu mânca bomboane, că strigi dinții. Nu mânca zahăr, pentru că nu știu ce se întâmplă. Sunt lucruri care se transmit din generație în generație și nu știu, așa, brusc, parcă lumea le-a le uitat. sunt de bun simț, nu? Da. Vreau să-ți dau o veste. Da. S-a terminat? Uh, uh -huh. s -a, nu cred așa ceva. Uh, știu, nici mie nu vine să cred, dragă, că -a, a fost o plăcere că te-am avut, sper eu, prima dată în emisiune. Așa că vei veni să ne spui vești de proiectele tale de viitor, cum decurge cu uh, durul, cum merge uh -huh. duorul, cum merg emisiunile, uh, și poate să vin și eu cu vești cât am reușit să alerg prin herăstrău, dacă sau nu am e sau nu salvarea. Până atunci. Nu o să chem salvarea, credem mă dar uite, dacă <laughs> intri pe dur și cauți acel articol, uh, sigur nu o să chem salvarea. Așa voi face în secunda în care vă voi anunța că sunteți pe București, FM98,3. Ați urmărit uh, o oră de live, Style Expresie și Expresivitate. Eu sunt Alexandru Agarici și vă aștept duminica viitoare, 12, și 10 la 13. Oh, 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 <cute> <Guinness is better>. <cute> <cute> Mulțumesc frumos pentru invitație, Alexandru.